Cercetătorii de la Universitatea Uppsala, Suedia, au descoperit în apele Oceanului Arctic, la o adâncime de 2-3 km, o bacterie înrudită cu Chlamydia trachomatis. Această bacterie este răspunzătoare de una dintre cele mai comune boli cu transmitere sexuală. Găsirea clamidiei în mediul din Oceanul Arctic a fost complet neașteptată și, desigur, a dat naștere întrebării ce făcea acolo. Oamenii de știință subliniază faptul că această nouă bacterie reușește să supraviețuiască într-un mediu privat de oxigen și se află constant sub o presiune imensă exercitată de către apă. Pare că nu are nevoie de gazdă pentru a putea supraviețui. Oamenii de știință nu exclud posibilitatea ca obținerea resurselor de la un organism gazdă să fie înlocuită de preluarea resurselor de la microorganismele din proximitate. Chiar dacă aceste clamidie nu sunt asociate cu un organism gazdă, ne așteptăm să obțină compuși de la alți microbi care trăiesc în sedimentele marine, au afirmat cercetătorii. Acest grup de bacterii ar putea juca un rol mult mai important în ecologia marină decât am crezut anterior, au adăugat ei. Prin studierea acestei bacterii, oamenii de știință speră să ofere o serie de răspunsuri legate de modul în care clamidia a devenit infecțioasă și periculoasă pentru oameni.